Aveam un tehnician de-al nostru care făcea tot ce trebuia. Deci, de la scule, carat scule, până la adă bere, adă nu știu ce. Se ducea până la Arad, când nu găsea bere la Timișoara. Stăteam și noi și ascultam apariții noi de discuri, Doors, Family, tot ce apărea nou, le primea Cârcu Victor, textierul nostru, și făceam seri, ascultam ultimele apariții de discuri și bineînțeles că lipsea berea. Șobre, adă bere. Șobre nu mai vine. Peste o oră apare cu lada de bere. Am fost la Arad. Deci ăsta poreclea pe toată lumea. Eu eram Batalu, Mircea era Tete, de fapt Tete. Tete în ungurește înseamnă acoperiș. Nu știu de unde a venit lui cu Tete și toată lumea după aia a transformat Tete în Tetea. L-a românizat. Da. Ah, de fapt e Tete. Tete. Că avea freză așa. Batalu este un... Batalu e berbec. Cu părul creț. Aveam așa o freză, de... Și porecla domnului Covaci? Porecla domnului Covaci era una, era cafta. De la cafteală. Că ăsta sărea totdeauna la bătaie. Și ăsta îl numea cafta. Dar avea el mai multe nume. Acum nu știu dacă îmi vin toate, Țăndărică? Dar... Țăndărică, să mă gândesc. Pe Țăndărică l-a prescurtat, îi zicea ță. Ță. Ță, cam... deci, Anabel, da. Tineri, jucăuși. Costin Petrescu ce... Costin Petrescu avea și el o poreclă. Nu mai știu. Costin nu mai știu, dar știu de Sepi. Popa Taptubudu era el. Popa Taptubudu. De unde? Popa era din cauza bărbii, care aducea aminte de un popă, iar Taptubudu era o formulă ritmică pe care eu explicam noi, el cântând la tomtomuri și la percuție populară, și explicam cum să bată. Și era Taptubudu. Asta însemna o bătaie pe tomtomul mai sus, acordat mai sus, tap, și alea joase, tubudu. Și el era Popa Taptubudu.